Bine ați venit la Sfinția voastră, la locul unde v-ați născut. Sperăm să o fi renovat așa cum trebuia să fie. Vă poftim în Londru. Vedeți, dacă sunteți gospodari acestei case, v-au trimit aceste frumos pozanac sau trofiel, îl încercăm după aceea. Mai zicem că e colac. Deocamdată ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze ofrandele acestea, care să le înmulțească în casa aceasta, în satul acesta, în toată lumea sa. Iar pe noi, credincioșii care gustăm din aceste ofrande, le sfințești. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântez aceste ofrande, domnule primar, considerați că am binecuvântat toată suflarea care aparține acestei comune și pe cei care sunt și dau viabilitate încă satului, dar și pe cei care au plecat între noi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să fie într-un ceas bun, inaugurarea acestei case țărănești, unde am stat și noi, într-adevăr, și frații mei, dar a fost o casă primitoare din toate timpurile și din toate locurile. Cei care au construit-o la vremea respectivă, anul acesta se împlinesc 70 de ani când s-a construit această casă și considerăm noi că, dându-i viabilitate, reamintește de toți cei care au fost primiți cu generozitate și cu dragoste în casa aceasta și le s-au oferit tuturor fie o bucățică de pâine, tot ce au avut ei trăiau acum, atunci, țăranii noștri în companie. Companie înseamnă a împărți aceeași pâine. Pâinea bucurie, pâinea dragoste, pâinea tristețe și așa mai departe. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să procedem la inaugurarea. Răstăpânul și arhierei nostru, Doamne, îl păzește, Doamne, îl păzește, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, stăpâne. Invităm în înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, pe delegatul Consiliului Județean, pe domnul prefect Vasile Panaite și pe domnul primar pentru a tăia panglica acestui așezământ muzeal Casa Vlădicăi. Mulțumim frumos! Înalca să-ți ia bada și mie, dar sunt și mie o bucată, nu? Da. Iată e de aici. În ziua a 20-a din luna lui Cuptor, a Indicionului 2017, s-au încheiat lucrările de restaurare și reamenajare la această casă țărănească din comuna Stănița, județul Neamț, care a aparținut părinților noștri trupești, Nicolae și Anica Giosanu, descendenți ai unor familii înstărite, care își trag obârșia din Răzești Mușatini, așezați pe aceste plauiuri mioritice ale țării de jos de peste 500 de ani. Casa a fost construită în anul 1948, după modelul caselor tradiționale din lemn și pământ, acoperită cu șindrilă. Ulterior, ea a fost ușor modificată potrivit nevoilor și numărului de copii care s-au adăugat familiei de-a lungul anilor. Întrânsa s-au născut, au crescut și au primit primele noțiuni de civilizație și învățătură creștin-ortodoxă cei 8 copii ai familiei noastre, Mărioara, Lina, Ilie, smerenia noastră, care la călugărie am primit numele Ioachim, apoi Ionel, Gheorghe, Ana și gemenii Constantin și Elena, indiferent unde pronia lui Dumnezeu ne-a îndreptat pașii. Casa aceasta nu a fost încuiată și niciodată abandonată. A rămas totdeauna ca un cort al mărturiei și al reconcilierii, în care cei care i-au dat viabilitate au păstrat spiritul tradițiilor românești și al filoxeniei hristice. În ziua de 21 ianuarie, anul Mântuirii 2014, prea iubitul nostru Părinte Nicolae Giosanu s-a strămutat la veșnicile lăcașului. Doar 2 zile înainte de a-și da obștescul sfârșit, ca un bătrân înțelept, cu propria ei mână, a scris un testament în care a consemnat cum trebuie împărtită agoniseala lui de o viață. Mărinii noastre a încredințat casa în care am venit pe lume, stipulând și faptul că în trânsa să amenajez un muzeu al familiei. Animat de acest cuvânt testamentar, am început să mă gândesc cum să dau viață ultimei dorințe a tatălui. În consultare cu frații și surorile, am creionat ideea amenajării unui muzeu etnografic care să cuprindă obiecte și tot felul de acareturi, care să exprime tradițiile populare ale zonei și să vorbească de la sine despre etnogeneza neamului nostru creștin-ortodox. Lăcașul l-am numit generic Casa Vlădicăi. Ideea fiind acceptată în unanimitate de frați, s-au început demersurile de întocmire a documentației tehnice pentru restaurarea și amenajarea imobilului și s-a trecut apoi la materializarea acestora. Întrucât casa aceasta a fost în toată existența ei gazdă, ospitalieră și generoasă pentru multă lume, ne-am gândit să o deschidem publicului, amenajând în camerele ei colecții muzeistice pe teme diferite, după cum urmează Muzeul Etnografic Nicolae Giosanu, în care să fie prezentate obiecte de uz casnic și gospodăresc care au aparținut familiei, și Salonul Personalităților Bisericești din comuna Stănița, care să cuprindă colecție de fotografii, veșminte, obiecte de cult, talismane, cărți, icoane și altele care au aparținut unor persoane originare din această comună, ajunse în diferite ranguri eclesiastice. Coordonarea lucrărilor a fost încredințată preacuviosului arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, preacuvioasei Stavroforă Iusefina Giosanu, stareța Mănăstirii Vărate, și doamnei Elena Valtacuzmanović, consilier consultant al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Fondurile de reabilitare ale acestui obiectiv au fost alocate de Consiliul Județean Neamț, președinte fiind domnul Ionel Arsene, iar acestea au fost chivernisite judicios prin Consiliul Local al Comunei Stănița în timpul mandatului domnului primar Laurentiu Todireanu. Din milosivirea lui Dumnezeu, lucrările s-au încheiat în preajma zilei de astăzi, 20 iulie, când în acest sat, conform unor tradiții mai vechi, se organizează manifestări cultural-religioase puse sub genericul Zilelor Comunei Stănița. Inaugurarea și sfințirea așezământului muzeal Casa Vlădicăi se săvârșește în ziua Sfântului Proroc Ilie, luna lui Cuptor, indiclionul 2017. Scrie, Doamne, în cartea vieții pe cei ce au pictorit acest așezământ muzeal și o protește pe cei ce vor dori să-și îndrepte pașii către acest loc pentru a se bucura de moștenirea culturală a înaintașilor. Și va semna înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim, alături de domnul președinte al Consiliului Județean Neamț și de prefectul județului Neamț, precum și de ceilalți invitați care sunt prezenți. În continuare, înalt preasfințitul va oficia slujba. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistiești. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singur care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care păzându-te apele s-au temut și s-au turburat adâncurile, și mulțumea cuvântului apelor, al cărui umbrete în mare și cărările în ape multe și pașii te nu se cunoască, care prin botezul unea născut Fiului Tău celui îndrupat și prin venirea preasfântului Dumnezeu asupra Lui câte porumbel, și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgerii Iordanului pe Tine acum cu miniță te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrenci robii Tăi. Trimite harul preasfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta și cu cerească Ta binecuvântare binecuvintează-o. Curățește-o și dă darul și harul binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care vindecă toată neputința și aruncă demonii și toate uneltirile și cursurile lor. Iar cu venirea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor Tăi care cu credință o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spreietarea păcatelor, depărtarea pătimirilor, alungarea tot răul, spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea casei acesteia și a locurilor, spre alungarea tuturor duhurilor celor perzătoare și răufăcătoare și spre dobândirea harului Tău. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și Duhului Tău. Către voastre Domnului să plecăm. Ție, Doamne. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire la rugăciunea mea a arhiereului Tău smerit și trimite harul preasfântului Tău Duh peste un lemn acesta pe care îl sfințește cu cerească Ta binecuvântarea și dă harul și binecuvântarea și puterea ca să veluiască pe cei protivnici, că Tu ești Cel care binecuvintezi toate și Ție slavă înălțăm Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin profetul Isaia a binecuvântat ca tot cel ce se afla în viseriile casei regelui Ezechia să fie strânse într-un singur tezaur în Babilon și nimic să nu rămână în casa lui din ceea ce a fost adunat de el și de părinții lui până în ultima zi. Te rugăm, binecuvintează casa aceasta muzeu și pe toți sostenitorii care au adunat aceste nestemate în această casă sfințită și pusă sub ocrotirea Sfântului Erach Nicolae. Binecuvintează pe toți iubitorii patrimoniului de cultură și spiritualitate națională, în care se regăsește trecutul și prezentul neamului nostru, precum și ai binecuvântat pe regina din Saba, ca să aprecieze atenția pe care o arată regele Solomon obiectelor prețioase, nesemate ale istoriei, care grăiesc în istorie. Fă să fie descoperire și să înțeleagă lumina și adevărul istoriei mântuirii oamenilor, care cu harul preasfântului Duh duc spre învierea și viața cea veșnică. Binecuvintează pe toți ostenitorii acestei case muzeu, răsplătindu-le cu darul Tău truda lor, dar și pe toți pelerinii și vizitatorii, dornici de a se întâlni cu trecutul țării noastre și cu tainele științei ce se găsesc ascunse în exponatele acestui muzeu, fă cu spor truda lor și ferește de duhul risipirii, făcându-i să înțeleagă că toate darurile de la Tine sunt, Părintele Luminilor. Pomenește, Doamne, pe cei care au fost ostenitori și ctitori fondatori, Nicolae și Anica și Olga, și a tuturor celor care au trăit și s-au educat în casa aceasta, unii adormiți într-un Domnul și într-un nădejde a învierii cele veșnice, să-i așezi pe ei în liceata prietenilor Tăi, iar pe noi să ne miluiești ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Binecuvintează și se sfințește muzeul acesta, ocrotitor avândul pe Sfântul Ierarh Nicolae prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu un delem sfințit. În numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care ai zis că apostolii vor trecea, petrele vor vorbi. Iar în Europag ai descoperit lui Pavel un altar care pe o placă din piatră avea scris Dumnezeu necunoscut. În aceasta vrând ca el să se arate credința și recunoștința pe care trebuie să o aibă în față de tine, Făcătorului a toate. Și noi astăzi, în semn de pioase recunoștință, față de înaintașii noștri, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice: aduceți-vă aminte de mai mari voștri, priviți culoarea minte, cum și-au încheiat viața și le urmați credința, am înălțat această placă comemorativă ca să amintească despre faptele cele virtuoase, demne de urmat, ale celui care a locuit în casa aceasta pe care îl omagiem. Căci un nume bun este mai de preț decât bogăția, iar cinstea cea mai de preț decât aurul și argintul, după cum ne învață Scriptura. Iar acest semn nu este ridicat spre închinare, ci spre aducerea aminte de măreția faptelor întâmplate în istoria neamului nostru și a făuritorilor lor. Căci în vremea de demult Iosua, vrând să nu uite momentul întâlnirii sale cu tine, Dumnezeule, a luat o piatră mare și a pus-o lângă sudul locaș și a zis: iată, piatra aceasta ne va fi mărturie și zidire viitoare, căci ea a auzit toate cuvintele Domnului pe care le-a grăit El cu noi astăzi. Tot în felul acesta, tot El a fost Cel care a însemnat cu pietre locul din apa Iordanului unde a stat picioarele preoților care aduceau chivotul legământului. Și Cel care a așezat în Gilgal cele 12 pietre ca mărturie trecerii poporului ales prin Erihon, urmând astfel pilda lui Iacov, care în pământul Canaanului a îndemnat cu pietre și a însemnat cu pietre locul în care s-a încheiat legământul dintre el și Laban, Dumnezeul însuși fiind martor. Și a așezat stâlpul în locul lui Betel, ca mărturie a întâlnirii între Dumnezeu și Israel, care a ridicat și pe mormântul Rahiei, soția sa, un stâlp de piatră care se păstrează ca mărturie până în ziua de azi. Pomenește, Doamne, pe cei care au ridicat această casă, pe cei care au înfrumusețat-o, că ție se cuvine a nimiluit și a nemântit pe noi, Dumnezeu nostru, ești slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, miruință binecredincioșilor creștini asupra celui